Ne întoarcem imediat la atletism. Vreau să te întreb un pic de... Știu că la câți ani, clasa 5-6, ai vrut să te duci la fotbal. Da. Și te-ai dus până la teren. La liceu sportiv, da. Și ce ai văzut acolo? Păi, dar de ce fotbalul îți plăcea atât de tare? Păi era singurul sport care se juca în cartier. Era cel mai la îndemână. Luai o minge, puneai două pietre ca și o poartă și jucai fotbal. Tatăl meu m-a văzut foarte energic. Era cea mai mare pedeapsă să stau în casă. Deși aveam, ai mei mi-au luat un calculator în rate, un Pentium 1, cred, era, era cât un dulap, era imens. Și dacă îmi zicea n-ai voie la calculator, ok, nu e nicio problemă. Da. Dar dacă îmi zicea nu ai voie afară, era o problemă. Greu, da. Înseamnă că am făcut ceva nasol dacă nu am voie afară. Și mi-a zis, tatăl meu mi-a zis că nu vrei să te duci la liceu sportiv, să faci un sport într-un cadru organizat, să te antrenezi, să... Da, ok, hai că merg. Și am plecat cu gândul de acasă să mă duc la fotbal. Da. Și am văzut un antrenament al unei echipe. De pe margine. Da, de pe margine, așteptând antrenorul. Da. Sau așteptând un antrenor să, ca care să vorbesc. Ca să vină să vorbească cu tine, da. Nu mi-a plăcut pentru că nu... Spiritul de echipă lipsea, deși erau și juniori, erau copii ca și mine, nu mi-a plăcut că toată lumea era pentru el, lua mingea și mă duc eu să dau gol, nu dau pasă. Și am zis că ok, nu-mi place, vreau un sport în care toată munca mea să se vadă în rezultatul final. Oh, da, uite. Da, a fost o gândire, deși eram mic, dar uite că am... Și ai plecat de acolo și gata. Nu, n-am plecat de acolo, am rămas la liceu sportiv în curte și am mers cu sora mea și am zis ok, vreau la atletism. Și apoi cum, n-am venit să te înscrii la fotbal? Nu, vreau la atletism. Și atunci am căutat un antrenor de atletism și așa am început totul. Tu ești născut în 91, deci cam pe la 7-8 ani deschide un copil ochii către fotbal, așa. Deci pe la 98-99, Rapid Dinamo era lupta. Steaua ieșise un pic din... așa. Nu prea știu statistica, deci... Dar cam Rapid Dinamo se băteau pentru titlu. Începea lupta Rapid Dinamo în perioada aia. Mă rog, mai intervenea și Steaua din când în când. Cu cine erai? Eu eram stelist de mic. Stelist de mic? Da. Aha. Deci... Un jucător favorit pe cine? Nu mai știu atunci când am jucat, dar nu, eram oricum mai mare. Îmi plăcea de Dică. Dică? Da. Actual antrenor de la FCSB. Da, da. Dar clar eram, nu eram, după 2000, clar. După 2000 se întâmplă asta, da.